Reuniunea Consiliului de Coordonare al Audiovizualului a început cu revizuirea sesizării depuse de membrul CCA, Mariana Onceanu Hadârcă, privind sancționarea posturilor Accent TV și NTV Moldova, pentru materialele difuzate cu o serie de încălcări. În special, Onceanu Hadârcă a tras atenția asupra subiectului difuzat de NTV Moldova, unde apare declarația episcopului de Bălți și Fălești, Marchel, privind minoritățile sexuale. Acele comunități ale minorităților sexuale și prin aceasta se sugerează și se inoculează ura față de această categorie socială. Directorul general al NTV Moldova, Petru Burduja, comentând declarațiile Marianei Onceanu Hadârcă, a remarcat că acest subiect presupune poziția autorului și că nu vede în conținut elemente de ură. O obiecție aparte a fost făcută la adresa postului Accent TV, în contextul reportajului despre migranții sirieni, care a fost difuzat în luna noiembrie a anului trecut. CCA l-a perceput ca pe un produs cu abateri de la codul de etică și deontologie. Că nu este doar dezinformare și falsuri promovate, dar este și instigare la ură prin felul în care a fost montat materialul. Nu știu dacă raport este exact spus, în momentul în care sunt date acele interviuri ale sirieni, ale presupușilor sirieni, ele sunt montate pe imagini cu violențe, cu mizerii, deci preluate din spațiul european, din acele tabere unde ei se află, tocmai pentru a trezi și a inocula această frică și dezaprobare și intoleranță față de ceea ce se întâmplă. Faptul cum a fost perceput acest material de membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu corespunde cu însăși conținutul său real, a menționat directorul Accent TV. То есть они все составляющие правильного, достаточно взвешенного репортажа, в котором слово предоставлено и самим беженцам, гражданам Сирии, гражданам Молдовы, представителям официальных властей высшего уровня, ответственных за политику в области миграции и убежища. То есть соблюден принцип информирования из нескольких источников, принцип достоверности, принцип недопущения искажения действительности. După cum a fost menționat în materialul care a trezit nemulțumirea în rândul membrilor CCA, conținutul nu a fost unul fals. În mod vădit, problema refugiaților este una usturătoare și a cuprins Europa întreagă, iar comportamentul inadecvat a unora dintre ei a reușit să încingă spiritele în mai multe state membre UE. Iar de instigare la ură sau discriminare față de sirieni, arabi sau refugiați, în reportaj nici pomină. În procesul de montare a materialului nu s-a recurs la trucuri pentru a-i prezenta publicului larg dezordinea creată de migranți. Mai mult decât atât, anume trecerea sub tăcerea problemelor care au determinat Europa să dea acces liber migranților în țările din Occident, ar fi fost catalogată drept denaturare a realității, care este așa cum este ea. În rezultatul unor dezbateri aprinse la acest subiect, conducerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului a decis să vină cu o avertizare publică pentru posturile Accent TV și NTV Moldova pentru materiale discriminatorii apărute pe post în timpul campaniei prezidențiale. La fel de agitate au fost și discuțiile privind prelungirea licenței de emitere a postului nostru de televiziune, pentru ca într-un final 7 dintre cei 9 membri a CCA să dea votul în susținerea existenței noastre de mai departe în spațiul media. Prin urmare, Accent TV va continua să-și bucure telespectatorii cu noi emisiuni, talk show-uri și știri de ultimă oră din țară și de peste hotarele ei, respectând pluralismul politic, cel social și totodată drepturile omului. Postul nostru TV poate fi găsit atât pe rețelele de cablu cu acoperire națională, cât și în primul multiplex digital care acoperă până la 80% din populație.